Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Etalare puteți să o considerați până în octombrie, că e destul de târziu ori făcută, dar etalare pentru septembrie-octombrie. O să încerc să pun și în titlu, să vedem cum va fi și titlul de lung. Pentru cei care vor să revină în octombrie asupra acestei etalări. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a venit o carte, Lumea. Lumea înseamnă încheierea de capitol printre multe alte simboluri pe care le reprezintă. Poate să fie o situație la distanță, o relație cu cineva peste hotare, o relație online, dar mai vedem, înseamnă foarte mult. O încheiere de capitol și se pare că urmează să se manifeste o nouă relație. Acum, ideea este, nu știu exact, pentru că 1 și cu 9, 10 înseamnă și încheiere de ciclu, un ciclu dureros. Poate să fie pentru voi sau altcineva. Posibil semn de pământ, posibil, sau semn de aer. Înțelegeți oricum, înțelegeți de ce lucrurile au mers greu într-o privință în care v-ați făcut multe griji. Poate ați crezut că cineva, sau poate ați și descoperit, nu știu, poate a rămas doar de nivel, de domeniului gândului și grijilor excepționale, dar nefondate, sau ați descoperit, nu știu, poate vorba de o aventură. Adică nu știu exact dacă e reală aventura sau dacă v-ați făcut voi griji pentru aventura cuiva. E un personaj care este manipulator emoțional, posibil balanță sau scorpion, variantă negativă. Un personaj nedrept, incorrect sau o situație. Sau o situație. Ceva este sau a fost toxic, aș spune. Dar ideea este că încheiați capitolul și asta pentru că înțelegeți sau veți înțelege cât de curând că ceva nu mergea așa de repede, nu era atât de extraordinar, pentru că erau niște probleme. Ori persoana avea un stres mental extraordinar, ori era imatur, ori într-adevăr era sau poate era într-o căsătorie nedreaptă în care erai manipulat, nu știu, există și asta, varianta aceasta, vedeți cum o potriviți? Poate nu v-a manipulat pe voi, poate trăia într-o relație, într-un contract nedrept în care a fost manipulat emoțional. Eu știu, de cineva cum, avem ca și aspecte, balanță, scorpion, berbec, gemeni, vărsător, fecioară, poate și Capricorn, în fine. Interesant, o să aleg o carte. Aici s-a oprit la 15, care este asociat diavolului în tarot. Este un urs care caută, este o forță, este o energie foarte, ia uite, 10 de spade. Se încheie un ciclu de mari suferințe. Și începeți un nou proiect. Posibil o situație. Care probabil că a stat înghețată mult timp și în momentul în care s-a dezghețat, s-a manifestat, care e cuvântul, care e ideea? Nu știu, o chestiune care ține de frici, de egoism. 15 și 14, interesant. De frici de egoism, da, un egoism, poate cineva care căuta să se satisfacă pe sine, prin bijuterii, prin alte chestii. Dar aș spune că, într-un anume fel, există și o notă de vindecare. Ori ați început, rămâne de văzut. Hai să vedem. Hai să vedem. A fost așa un pre-mesaj, pre-etalare. Leu, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. 1. Posibil să fie un bărbat mai tânăr, un cavaler. Nu e rege, nu e bărbat, aici nu prea sunt regi, sunt bărbați sau femei mature. Dar acesta nu este imatur, este un cavaler care vine, pleacă. Poate cu acest cal alb a încercat să pară sincer, rămâne de văzut dacă într-adevăr este. Dar interesant, apare 12.
spânzuratul, să zicem, în aceste de cărți sunt veștile negative. Vești. Sau situații negative la distanță. Ia uite, iar probleme cu justiția la distanță, vești. În legătură cu un copil, cu bani, cu moștenire. Ce e soarele? A spune că unii dintre voi veți fi bine. Unii, nu știu. Depinde fiecare ce are de cules. Că tot e lună plină în pește, o lună care, în care culegem roadele muncii noastre. Rămâne de văzut. Variază de la om la om. Dar unii veți fi bine. Dar hai să vedem. Totuși, ce legătură are acest cavaler? Poate să fie un nou început. Poate începeți un nou drum, că toți încheiați un capitol și începeți ceva nou. Poate vine cineva cu niște vești sau persoana aceasta primește niște vești. Nu știți voi despre veștile pe care le primește, că e casa 12 a necunoscutului, vești de la distanță. Despre chestiuni legale, chestiuni care dor. Legătură, repet, cu un copil, cu niște bani, cu o moștenire, o femeie importantă, poate soție, poate mamă, poate, eu știu, nu-mi place să descriu asemenea situații, dar... Hai, soarele mă vine să așteptăm o lună, leu, odată, de două ori, de trei, septembrie, octombrie. Chestiuni care țin de casă, 4 de brute. În trecut, spânzuratul, când am vorbit de spânzurat 12-12 apare, valetul de monede și lumea. O să clarificăm. Dar pentru unii, probabil că după o perioadă de așteptări, de sacrificii, ați încercat să aveți o altă viziune despre bani, despre, eu știu, altceva ce aveți de făcut. Poate să fie job, poate să fie copil, poate să fie o cale, poate să fie orice acest valet de monede. Ați încercat să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și să inițiați o nouă cale. Undeva mai la depărtare cu lumea. Poate că cineva a venit înspre voi de la distanță, iar după o perioadă de așteptare, variază și acest mesaj, veți găsi voi cum rezonați. Interesant, aveți unul și unul. Magician în prezent, cavalerul de bâte și 8 de bâte. Nu știu dacă sunteți voi. Dacă sunteți voi, probabil că aveți de făcut niște călătorii, pentru că vreți să manifestați ceva la distanță. O să clarificăm. Ar putea să fie cineva, aici sunt planete de foc și semne de foc, dar aici ar putea să fie cineva cu marcaj în fecioară sau în gemeni. Există ceva legat și de pești, de Saturn, aș spune. Însă, o să repet, vedem la clarificare, aveți de două ori unul, posibil iar un cavaler, posibil să încerce cineva să manifeste ceva cu voi, să încerce să vă bombarde, nu știu dacă sunteți voi. Poate cineva cu marcaj în leu să vină spre voi, poate unii dintre voi vreți să să cuceriți, aș spune că este dorința de a cuceri pe cineva, vreți voi să cuceriți pe cineva sau altcineva vrea să vă cucerească pe voi? După poate corespondență online, poate întâlniri din când în când, zic din când în când, pentru că au fost drumuri la distanță și uneori a trebuit să așteptați, alteori veneau, vă întâlneați și iar vorbeați și iar pleca și iar, ca așa fac cavalerii. Ca așa e în tenis. Ca așa e în tenis. Mingea zboară de la o paletă la paletă. Mai pică și în afara terenului. În continuare aveți 3 de monede.
Patru de cupe și mare preot. Posibil cineva încearcă să vă cucerească și să colaboreze cu voi, dar posibil să renunțați, să refuzați. Există un refuz, nu știu dacă al vostru sau al, eu știu, depinde unde sunteți. Dacă voi vreți să cuceriți pe cineva și să colaborați, dacă e o căsătorie în această poveste, dacă cineva e căsătorit deja și altul e mai liber sau libertin, e o diferență între liber și libertin, posibil una din persoane va refuza situația aceasta. Și veți merge eventual într-o nouă direcție. Cine voi sau cealaltă persoană? Undeva mai prin octombrie, probabil, octombrie, noiembrie, se va manifesta totuși, posibil într-o altă formă sau cu altcineva, ceva nou. O nouă relație, 0 și 1. Sau va fi o împăcare? La capătul setului de cărți, 3 de cupe, regina de cupe. Să nu fie și regele de spade. Și regele de cupe. Un cuplu separat, interesant, fiți atenți. Regele de cupe și regina de cupe. Și chiar dacă vorbim de zodia leului, un cuplu. Un cuplu puternic. Dar separat, interesant, ia uite. De evenimente neașteptate, de plecarea cuiva din context, care aduce celuilalt mult stres, unul pleacă din niște motive, într-un mod neașteptat. Doi oameni care se iubesc, care se simt, regele și regina de cupe se simt, e o dragoste emoțională, nu vorbim doar de semne, vorbim, puteți să fiți și voi, poate aveți planete în rac, poate aveți planete în scorpion, da? Sunt doi oameni care se simt telepatic, se înțeleg, au emoții profunde pentru ei, unul față de celălalt. Legătura lor este foarte profundă. Dar apar evenimente neașteptate, ori plecarea cuiva și atunci celălalt rămâne obsedând și stresând cum să rezolv problema aceasta, că mă simt însingurat, blocat. Posibil zic, posibil să fie și un semn de aer între cei doi. Sau un avocat, sau un judecător, sau chestiuni legale, chestiuni care țin de blocaje mentale sau chiar fizice, sau contractuale. Interesant că apare și aici. Justiția. La distanță, vești neașteptate la distanță, justiția în legătură cu un copil, cu banii sau moștenirea, adică banii, eu știu, dintr-o casă în care a trăit frați, surori, eu știu ce, în fine. Dar, trecând peste acel mesaj, vedeți cum sunt mai multe, poate mai multe se potrivesc la voi, poate doar unul. Ar putea totuși să fie trei persoane cu trei de cupe. Trei persoane. Doi oameni care se iubesc și încă o altă situație sau altă persoană care se pune între cei doi. Ca și separare, ca și blocaj, ca stres. Să fie cineva cu marcaj în gemeni?
Să fie o aventură. Pentru că văd căsătorie, văd aventură, văd trei unghi, trei cupe, trei de monede, magician spânzuratul. Dar dacă cineva este căsătorit și se consumă în acea căsătorie în care unul din cei doi este destul de egoist și celălalt depune prea multe eforturi ca să meargă relația. Dacă știți că sunteți pe acolo, veți lua o decizie. Cel care se simte consumat va lua o decizie. Interesant, faetonul și îndrăgostiții ambele vorbesc despre decizii, alegeri și hotărâri. Alegeri și hotărâri. Hotărârea ar fi să se îndepărteze de această situație complicată, că tot am văzut diavolul mai devreme. Am vorbit de manipulări mai devreme cu regele de cupe invers, apare magicianul, cavalerul de bâte, cineva care încearcă să creeze magie cu bâta sa. Sexy. Cineva care încearcă să impresioneze, să epateze, să șocheze, eventual. Și uite așa, aici este un cuplu și aici este un alt personaj care vrea să iasă în evidență. Ia uite ce... Mare grijă. Că tot e Mercur retrograd, mare grijă. Oricum, am spus, dacă e o situație problematică în căsătorie sau acasă, că marele preot pentru mine înseamnă și tradiții, educație, cultură acasă, în familia în care v-ați născut, că tot am vorbit de moștenie și chestiuni de genul acesta, posibil unii dintre voi veți trăi o situație în care ori voi, ori altcineva pleacă către, aș spune, o nouă dragoste, o nouă pasiune, în care își găsește echilibru și înțelegerea, echilibru emoțional și înțelegerea de la suflet la suflet. Dacă sunteți voi, bravo. Dacă e altcineva, n-am ce să zic. Probabil că știți, bănuiți. Hai să vedem totuși niște clarificări. Curățăm cărțile. Și nu do noi, nu do nimic mai bine. Miss Money, Gabriel, Emily Fnai, Emily Fnai, Ahorai, Rafael, la anul roșii și suntem Leu, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Luna. Ia uite, două suflete perechi. E o poveste a două suflete pereche. Dar unul cred că e căsătorit sau e dintr-o altă religie, dintr-o altă cultură sau este educat altfel. Hai să vedem, spânzuratul în trecut. Avem și zodia peștilor pentru noi. Ah, că tot a fost luna plină în pești. Este, mai e un pic, nu știu. Sau s-o fi mutat în verbeți. Spânzuratul, te rog frumos, clarificăm pentru Leu. Soarele mă venim să ascendem cu modul nord din Leu. Spânzuratul. Spânzuratul. Ia uite, soarele.
Avem zodia leului, zodia peștilor pentru unii dintre voi. Mai dăm o carte. Și judecata. Și Pluto. Transformarea, judecata, renașterea. Ia uite, spânzuratul iar, îndrăgostiții și regina de cupe. Ar spune că cineva cu planete în zodia leului, planete, am zis că etalarea nu e doar pentru zodia leului, ci și pentru cei cu soare, cu lună, cu ascendent, cu Venus. De foarte mult timp așteaptă să ia o decizie. Decizia fiind trezirea sa, vindecarea sa, renașterea sa. Și e conștient că trebuie să renască cu răbdare și să investească corect de acum încolo. Valetul de monede. Oricum, toate trei împreună sugerează o trezire a cuiva. Repet, cu planete în zodia leului sau în relație cu voi. Valetul de monede. Marele preot. Îmi pare de dor. Avem Taur acum. Și regele de monede. Ce poate fi mai Taur? Dar și un triunghi, trei de cupe și asul de monede. E cineva căsătorit care... da, cineva căsătorit care i-a atras în afara căsătoriei. Ce nu-mi place? Sau... mai dăm o carte. Nu-mi place când dau așa ceva, că nu vreau să vă paranoizez pe unii dintre voi. Eu mai dăm o carte. Dar am văzut Taur. Zodia Taurului. Leu Taur. Interesant, poate e copilul vostru în zodia Taurului. Hai să mai vin și cu alte... da, posibil și asta. Copilul vostru să fie în zodia Taurului și să încerce să învede... Hai să mai vin cu alte mesaje. Da, mulțumesc mult. Să încerce să învețe, da, să meargă la școală. Chestiuni legate de școală, de învățătură, de educație, posibil superioară, există și varianta asta, mai dăm o carte pe Marele Preot. Da, după îndelungi așteptări, poate copilul vostru vrea să renască, a stagnat într-un job și vrea să se, nu știu, profileze pe ceva. Au 8 de spate. Da, e un personaj foarte stresat acum. Probabil cum să crească spiritual, cum să se educe. Pentru unii dintre voi, poate copilul vostru e un pic stresat. Nu găsește soluții la o problemă care ține de învățătură, de independență. Pentru alții, că avem independența și căsătoria. Ia uite și în secret asul de bâte. Wow. Lumea. Regele de cupe. Vedem o carte. Deci la voi în ultimile luni este foarte complicat. Regele de cupe, că a trecut Saturn. Ia uite și diavolul. Vai de mine și de mine. Temperanță. Roata norocului, trei de spade. Da. Îmi pare foarte rău, dar eu văd o obsesie a cuiva în afara căsătoriei. Sau dacă nu e în afara căsătoriei, e în afara tradițiilor în care a fost crescută. Ceva ce
În afara sistemului în care a fost educat. Dar cu diavolul și regele de cupe, posibil să fie... Eu aș spune că e o dragoste obsedantă, pentru că ambele sugerează obsesii. Dorință, mai bine zis. Dorințe și emoții obsedante. Să sperăm că sunt ale cuiva față de voi. Și nu ale, eu știu, unei persoane apropiate față de altcineva. Ce să zic? Există și posibilitatea asta. Nu o neg, dar nu o pun pe prim plan. Posibil cineva, chiar dacă e implicat într-o altă relație, și încearcă să se abțină. Pentru că e noi timpul. Dacă acționează acum, se produc răni, dezamăgiri, știe că trebuie să aleagă. Și între timp stă și urmărește, ia uite, regina sa de cupe, regele și regina de cupe, am zis. Dar pare interesant, diavolul poate să fie o tentație între doi oameni, cineva se bagă între doi oameni care se simt, se iubesc, sau, dar tot aia, adică a zis-o sub o altă formă, de exact aceeași idee, am spus în altă variantă. În fine, magician. Deci trebuie să ne apară mie asemenea tare. Nu-mi place cum povestesc despre așa ceva. Magician. În prezent. Magicianul pentru soare, luna, Venus, ascendent, adunat de-n leu. Soare, luna, Venus, ascendent, adunat de-n leu. Sunt doi oameni care se ceartă tot timpul și aici cineva deasupra care în public vorbește, radiază exact ce am zis mai devreme. Dar dacă am avut impresia că cineva încearcă să vă impresioneze sau voi să impresionați pe cineva, acum aș spune că nu obligatoriu. Aici cine vorbește în public și radiază și întinde aripile luminoase, aici ar se concentrează pe munca sa, munca sa este foarte apreciată, bine făcută, da, e lumea, e deasupra multora, ceilalți îl privesc, inclusiv cuplul acesta, îl privesc cu admirație, măcar din punct de vedere profesional, spiritual există o admirație, poate că apare și invidia, poate că apare și obsesia a unora altora. Dar aici e interesant, e un cuplu și persoana radiază. Nu știu unde sunteți voi, ci vă citesc cărțile, vedeți unde sunteți. Pentru că nu e talare personală, este colectivă. Hai să vedem magicianul ăsta. Ce cu această manifestare? E o chestiune care... justiția și magicianul. Iar chestiuni legale, contractuale. Gemeni, balanță, trei de spade. O dezamăgire într-un contract. Posibil căsnicie. Eu când văd justiția, mă gândesc la căsnicie, mai ales că avem de două ori marele preot. Și am văzut și un cuplu în care ceva apare. Mai devreme apărea regele de spade, care putea să fie avocat sau putea să fie cineva cu marcaj în semn de aer. Da? Și 8 de spade. Acum apare 8 de spade și diavolul. Mai dăm o carte. Da, 3 de spade, 3, uite, 3 de bâte. Mai, asul de spade. În secret. E o pasiune. Dar pasiunea asta pentru cineva este adevăr. Mai dăm o carte pe justiție. Soare, ia uite, mă, ce o carte, am venit cu asul de bâte. Extraordinar, ce am arătat mai devreme și nouă de mâne. Persoană căsătorită și o persoană necăsătorită și secrete, da, secret. Trebuie, e o relație care
ar putea să fie un mister, cum cei doi s-au întâlnit, cum cei doi, sau mai bine zis, intuiția cuiva, a voastră, a lor, mai vă spune. Posibil cineva vrea să manifeste un divorț cu justiția? Sau niște separări contractuale, o ruptură de contract, ca să înceapă cu voi sau eu știu cu cine, o nouă relație. În adevăr, dar deocamdată baza relației este pasiunea, atracția asta obsedantă. Și pentru asta trebuie să fie independent, independentă. Nu? Ca să poată să intre în relație. Wow! Uite, doi de monede, 10 de spade, trădare, discuții, discuții. Iar faetonul care merge către nebun, exact ce am văzut mai devreme, faetonul care merge către nebun. Adică, decizia de a o lua de la zero. Cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte, să nu te... Cavalerul de bâte. Wow. Poate sunt mai multe persoane, nu știu. Ce era? Uite, 5 de cupe și 3 de spade și 3 de monede. Mai e? Știți voi, a treia roată e... Sau cum era? E în plus, sau a cincea, nu știu, parcă era a treia, nu mai știu. Era a treia, că era de la bicicletă. 5 de cupe și cavalerul de bâte. Mai dăm o carte. Să nu zici că acest cavaler plânge. Regretă ceva. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte pe cavalerul de bâte. Cineva clar cu marcaj în semn de foc, dar nu e obligatoriu să fiți voi. Poate e cineva care are conjuncție cu planetele voastre. Și de aia se întâmplă atracția care este. Uite, 2 de spade. Și 9 de spade și turn, e o separare. E o separare a cuiva. Unul pleacă să-și vadă de drumul sau de stabilitatea sa și celălalt rămâne îndurerat. Știe că trebuie să aleagă între această pasiune și viața aceea de sacrificiu, să zic, tradițională, plictisitoare, nu știu ce are de ales. Vedem o carte pe 2 de spade. E și luna plină. Ia uite, 5 de bâte invers. Ia uite, turnul. Mai dăm o carte pe 8 de bâte. 8 de bâte. 8 de bâte, 8 de bâte, da. Călătorie, plecare. Sunt multe. Nu sunt prea multe. Mai dăm o carte pe 8 de bâte. Zece de spade. Mai cineva pleacă. Nu știu dacă sunteți voi, repet, sau cineva pleacă din viața voastră. Poate că voi plecați. E august. Interesant. Poate că în august, septembrie, s-a manifestat o eliberare, aș spune, o transformare. Că 8 înseamnă transformare, care a adus cuiva mari dureri. În ce sens? Sentimentul ăsta de pierdere, de trădare, de... Poate că voi ați pleca și cei pe care i-ați lăsat se simt trădați. Posibil și asta. Dau exemple ca să vedeți pe unde sunteți. Că văd că cineva plânge după cavalerul de bâte. Și trebuie să aleagă în această perioadă. Poate.
Sau poate dacă ați aflat despre a treia persoană, zis, ok, pa, la revedere, nu vreau să simt trădarea, m-a durut, mă doare, în fine, da, iar e un zero. Complicată etalare. Pentru că acum nu știu exact despre cine citesc. Despre voi, partenerii voștri sau a treia persoană, care se pare totuși că e o persoană, că sunt doi ași. Nu cred că e o situație, că de obicei la trei de monede poate să fie situație, dar deja văd și trei de cupe și mai multe semnale. Dăm pe trei de monede. Îmi pare rău dacă cumva este neclară, dar voi vă preluați informațiile, da? Pe care știți voi că, eu știu, sau care, nu pe care, care știți că rezonează cu viața voastră. Trei de monede. Trei de monede. 8 de cupe, 8 de împăratul și 5 de spade. Asta e. Am zis. De bâte de două ori pentru așa zisul prezent. Apoi urmează 8 de cupe, care lasă în urmă ce? 3 de monede. Dacă există acest triunghi sau dacă e o colaborare, poate nu e triunghi amoros, poate este o colaborare care nu este ceea ce ați crezut voi că este. Poate să fie un capricorn cu 3 de monede pentru unii dintre voi. Poate să fie cineva cu scorpion, planetă în scorpion. Oricum. Avem și berbec taur, iar, și semne de aer. Cine pleacă, pleacă să-și găsească stabilitatea. Și ceilalți rămân, să zic, bârfind, continuând să pună un soi de bețe în roată. Mai dăm pe patru de cupe. Vai, ce etalare! Iar apare lumea. Patru de cupe. Patru de cupe ar fi și un soi de nostalgie, de regret. Știu că nostalgie e și șase, dar la patru de cupe e o ocazie pierdută. E care cineva trebuie să se vindece. Și mare preot. Mare preot. Iar semnul taurului. 8 de monede. Încă. Mai nu, uitați-vă cu ochii voștri. Moarte, 10 de monede și 4 de bâte. Între două case, una tradițională, una, să zic, pasională și spirituală. Între o relație karmică, în general 10 de monede, se poate realiza și cu parteneri karmici și o relație gen suflete perechi, flăcări gemene. E ok. Și nebune. Sunt două case, măi. Iar nu știu exact, pentru că eu cunosc mulți lei. Mulți. Bine, în fine, destui. Să zic lei. Nu mai zic de persoane cu planete în zodia leului. Există o schimbare de domiciliu a cuiva. Și această schimbare de domiciliu probabil că se manifestă în acest prezent și cu încheierea de contract, de karmă poate să fie interesant, cum vine mesajul, încheierea unei karme și manifestarea unor începuturi. Vedeți? Zero. Începuturi care?
Aduc independența și stabilitatea cuiva, dar ceilalți stau... Cine își regăsește stabilitatea și independența în această situație foarte complicată, lasă în urmă, n-aș spune musai, inimi frânte, deși probabil că s-au manifestat durerile astea la un moment dat, de-a lungul timpului, când s-au luat deciziile, când s-au marcat niște separări, niște conflicte, niște chestiuni, decizii. Aș spune că acum se depășește sentimentul de trădare, de durere și se merge mai departe. 8 de bâte de 2 ori peste 10, sau, da, clarificat de 10 de spade. Sentimentul de trădare a fost mai degrabă în trecut. Acum se vede că, am spus mai devreme, renașteți. Voi sau cineva vă inspiră la renaștere? Depinde ce aveți aici. Soare, lună, Venus, ascendent. Dar în prezent ar fi încheierea unei karme în care poate v-ați păcălit, neapărat că ați fost manipulați toți. Poate v-ați păcălit singur, poate adesea ne manipulăm singur, știți cum? Pentru că așa vedem anumite persoane din familie. Dar aș zice, da. Repet, sunt două case diferite. Există și un rege de monede, iar un soț poate. Care ascunde, interesant, printre opțiunile sale, ascunde o întâlnire neașteptată cu sufletul său pereche. Wow! Și acest bărbat stabil, posibil soț sau un tip tradițional, vrea să o ia de la zero și să aibă o familie. Dar să aibă un cuplu fericit. Dar pentru asta trebuie să renunțe ori la familia, tradiția, educația sau, eu știu, căsătoria în care este. Știu că mesajul ăsta a venit, cred că luna trecută, mai des la mai multe zodii. Dar, dragii mei, dacă vi se pare ciudat, eu vă confirm, vă asigur că nu-i ciudat, pentru că ultima carte care s-a încheiat acum este 4 de bâte. Aș mai putea să merg, dar am tras așa un pic cu coada ochiului. Se manifestă, repet, un început. Iar am văzut 6 de cupe și aici. Ia uitați-l. Vedeți 6 de cupe, 0 al cuiva. 7, cavalerul de spade, o comunicare care clarifică niște confuzii și împăcarea cu un suflet pereche. O întâlnire karmică între două suflete perechi. Dar, repet, cineva lasă o familie din dorința de a începe un nou cuplu, dar pe altă fundație. Emoțională, spirituală, poate și sexuală, dar mai degrabă emoțională și spirituală. Patru pentru mine înseamnă casă și nu doar pentru mine, pentru cei care fac astrologie, casa patra, da? Într-o casă e multă tristețe, multă suferință de care trebuie să vă vindecați sau vă veți vindeca, vă veți echilibra și în alt cuplu sau parteneriat sau prietenie va fi multă fericire. Între lacrimi, fiți atenți, mai încolo, e în viitor. Veți reuși totuși să vă echilibrați, să vă vindecați anumite răni și asta e mesajul superb. Aș spune că e cel mai frumos mesaj din toată etalarea, chiar dacă sunt și altele frumoase, începuturi, eliberări de karmă, schimbări de domiciliu pentru unii, regăsirea stabilității și a echilibrului interior și capacitatea, bine, în general lei, dar capacitatea unora de a lăsa lumea să vorbească și de a vă concentra pe autoritatea voastră, pe stabilitatea voastră. Am zis, cel mai fain, aș spune, din toată citirea asta este, într-adevăr, trezirea din trecut sau întâlnirea specială care vă scoate dintr-o amorțeală și în următoarele luni
Vindecarea de o casă în care s-a plâns foarte mult, s-au pierdut multe ocazii, nu s-a putut manifesta asul de cupe din cauza altor cupișoare, o să fie membri de familie care na, au consumat oricine, orice poate fi acolo, prieteni. Dar aș spune că vindecarea de aceste lacrimi și regăsirea unei ideal măcar 10 de cupe, a unui ideal pentru care vreți să luptați, să munciți, 8 de monede, să munciți pentru această familie, viitoare familie fericită, să zic. Apare o dragoste adevărată, interesant, sunteți fără limită, dar ce înseamnă să fiți fără limită? Interesant e 4, să ieșiți din 4, să se producă schimbarea 5, marele preot, și să mergeți, să zburați mai departe. Există o dragoste adevărată în această poveste, că e a voastră față de cineva, că e a cuiva față de altcineva, nu știu, a unei persoane din viața voastră, nu știu. Voi trebuie să știți, pentru că e talarea voastră. Dar, interesant, repet, este un 1. Am văzut magicianul în prezent. Am vorbit despre judecăți, despre probleme de bani, de, nu știu, poate moarte, nu știu, dar uite, sunt dușmănii. O femeie stabilă are dușmani. Puteți să fiți voi aici. Dar probleme legate de bani, de moșteniri, dacă cineva moare, lasă o moștenire, da? Copil, traume emoționale din copilărie, copilul interior rănit, da? Probleme, nu știu cât o fi, nu știu dacă e vorba de vreo, nu apare nici în cărți nimic legat de accident de rană, dar apare justiția. Apare moartea la un moment dat, ia uitați, tot cu coasa. Da? În ce sens? Încheierea unor situații, transformarea lor, vindecarea, aș spune. Complicat. Probabil că de-aia unii dintre voi tot întrebați, aleu când, uite acum. V-am zis, cunosc lei. Am și o planete ascendent, pardon. Da? Așadar, variază energiile și mesajele. Însă, știu lei care s-au mutat. Nu e vorba doar de mine cu ascendent. Știu lei care s-au mutat dintr-un loc într-altul și au cumpărat altă casă, s-au mutat în altă casă. Sau din altă țară, vin din altă țară, aveți credință, apropo de male preoci, munciți un pic la credința voastră, mai lucrați, dar nu e vorba doar de credință, să munciți la credința voastră, cât dorința de a munci pentru stabilitate. Ia uite, considerați fundația pusă. Am zis 4 mai devreme și 5, am vorbit 50. Poate unii aveți 50 de ani, nu știu. Nu obligatoriu. Sau sunteți marcați de 5. Considerați-vă, e o chestiune care ține de stabilitate. Până la urmă, casa asta înseamnă stabilitate. Avem nevoie de acest sentiment de securitate. Eu am mărturisit, v-am zis, eu am doar ascendent. Oh, și ce mai înseamnă această carte? Sunteți foarte dedicați, unii, nu toți, acestei iubiri. E o iubire. Fiți autentici.
Physical touch și concentrați-vă pe dragoste. Posibil. Am vorbit mai devreme cu magicianul și cavalerul de bâte, dați în urmă. Și regele de cupe și diavolul. E o atracție între voi și cineva, clar. Voi, repet, nu mă refer doar la zodia leului, ci la cei cu planete importante în zodia leului. Pentru că uneori planetele sunt mai puternice decât soarele. Așadar, este o dragoste care transformă, care are nevoie de manifestare fizică. Unul dintre voi trebuie neapărat să-l atingă pe celălalt, pentru că, eu știu, care pe unde sunteți, 4-7 să fie iar important pentru unii dintre voi, dar 4 și cu 7 este 11, că tot ne-am oprit la 4 de bâte, este numărul flăcărilor gemene. Între voi doi sunt scântei. Vă vindecați prin atingerea aceasta, nu este o atingere simplă. Este o atingere care transformă, care vine din dragoste și dintr-o pasiune care este altfel decât cea pe care ai experimentat-o. Și repet, dacă nu este vorba de voi, este clar vorba de cineva din viața voastră. Dar a tender touch can mean so much. Rămâneți autentici, cei care ați reușit să fiți autentici. 24, ia uite, 24, 47, iar 4 și 4, iar nevoia asta de stabilitate. Cam atât. Destul de complicat. Ideea este că... Ideea este că... Da, a picat ca... Ce vă se întâmplă pentru mă neașteptat? Ioi! Ce se întâmplă aici? Astea sunt cărțile. Ce, pe ce carte e asta? Să vedem. Unde se vede? Ce se vede? Ce se vede?